Reprezentanța unei firme de telefonie mobilă a fost călcată în dimineața zilei de 30 august în jurul orei 3 de hoți. Patru indivizi cu cagule pe față au intrat prin efracție și au furat toate telefoanele și tabletele. Totul s-a petrecut foarte repede, aceștia reușind să fugă înainte ca firma de pază să-și facă apariția. Oamenii legii au ajuns la fața locului și au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din magazin și din zonă. În urma cercetărilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung și ai secțiilor de poliție rurală arondate împreună cu luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung, au efectuat patru percheziții domiciliare pe raza județului Olt la locuințele a patru persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și punerea în circulație și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de matriculare. Polițiștii au stabilit că în data de 30 august 2018 cei în cauză ar fi pătruns prin efracție în incinta unui magazin de pe raza municipiului Câmpul Lung, de unde ar fi sustras telefoane mobile și tablete. Totodată aceștia sunt bănuiți că ar fi părăsit locul faptei cu un autoturism având aplicate plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. Oamenii legii au ridicat de asemenea, în vederea continuării cercetărilor, un autoturism susceptibil a fi fost folosit la săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Dintre bunurile găsite, 100 dintre acestea sunt susceptibile a proveni din infracțiuni de furt sau au fost deținute fără documente de proveniență, iar pentru restul urmează a fi verificată proveniența. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 13.500 de euro. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung și a secțiilor de poliție rurală arondate au identificat peste 500 de articole de telefonie mobilă, telefoane mobile, laptopuri și tablete. Peste 100 dintre acestea sunt susceptibile a proveni din infracțiuni de furt. De asemenea, polițiștii au identificat și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, un autovehicul. În urma audierilor, doi dintre bărbații duși la sediul Poliției Câmpul Lung au fost reținuți pe bază de ordonanță pentru 24 de ore.